Știam undeva că această înălțare a Domnului la cer este foarte importantă pentru noi în anumite motive. În primul rând, așa cum am arătat, este importantă pentru că a vindecat omul de păcat, a restaurat sufletul omului, l-a sculat din moarte, din întuneric, din păcat. Apoi, este importantă pentru că Mântuitorul a promis că va merge la Tatăl și ne va pregăti acolo un loc. Mă gândesc de multe ori la acest lucru. Vedeți, pentru Apostol Pavel spune la un moment dat, și nu sunt lucruri care nu sunt de crezut, sunt bine de crezut. La un moment dat a fost decât în cerul al treilea. Și acolo a văzut lucruri care nu se pot spune. E mai tare de ce loc ne va pregăti nouă Dumnezeu. Ce loc vom avea în cer. Știți, eu am rămas uimit. Acum vreo 30, 40, 50 de ani, oamenii știau totul despre lume. Știau totul despre cosmos, despre univers. Știți că acum nu mai știu nimic. Cu toate descoperim mai mult, cu atât și-au dat seama că lucrurile sunt atât de complicate și de neînțeles, încât ei nu mai pot aproape să țină pasul cu ceea ce văd, ce descoperi prin mijloace moderne. Acolo ne va descoperi, ne va pregăti Domnul nou loc. Este o mare taină acest lucru, nu are rost să mai insist. Și în al treilea rând, a plecat, s-a ridicat la cer, s-a înălțat la cer, ca să ne trimită Duhul Cel Sfânt. Și într-adevăr, peste câteva zile, vom sărbători coborârea Duhului Sfânt pe pământ. Duhul Sfânt, care de la plecarea Mântuitorului a făcut lucrarea de mântuire în mijlocul nostru, a continuat lucrarea de mântuire. Foarte mulți oameni neagă acest lucru, dar dacă va fi cineva vreodată să scrie, așa cum au scris Vechiul și Noul Testament, va fi cineva vreodată să scrie și ce s-a întâmplat în Noul Testament, vom constata că lucrarea Duhului Sfânt a fost puternică în lumea aceasta. Din păcate, noi oamenii nu am crezut și nu credem prea mult. Tabloul care l-a spus, acela de după izbălirea din Rai, se completează peste ce trece din ce în ce mai rău, din ce în ce mai amplu. Vedeți cât de rea este lumea, cât de decăzută este lumea. Vedeți pe toate structurile de informare, e mie în ochioară, când aud ce aud, când văd ce văd, când aflu ce aflu. În ochioară. În loc să fie o luptă pentru ridicarea omului din întuneric, din păcat, din ceea ce a primit el după păcătuire, în loc să fie o luptă pentru îndumnezeire, pentru sfințire, este o luptă de a ne dobărâi din ce în ce mai mult pe noi oamenii. Într-adevăr, Părintele Iosif Tripa a fost un mare iubitor de oameni, în primul rând la poporul nostru, când a trăit, dar a fost un mare iubitor de oameni, pentru că le-a dorit mântuirea la toți. Față de noi, Părintele Iosif a avut o altă de vedere, mai adâncă. A văzut și pe fiecare om l-a văzut căzut în păcatul lui. L-a văzut pe fiecare om dovărât și a fost milă de fiecare. De asta el n-a putut să aibă pace și liniște. De asta Dumnezeu a lucrat prin el, că el a iubit mult pe semenii lui. Și datoria noastră, a celor care am ascultat chemarea Mântuitorului Iisus Hristos prin glasul Părintului nostru și prin glasul altor părinți ai noștri și înaintași, ai părinților din vechime, ai tuturor părinților și ai Cuvântului lui Dumnezeu, această chemare, deci noi trebuie să o dăm, să o transmitem și la alții. Păi trebuie să fim modeli. Dacă noi iubim pe oameni așa cum ne iubim pe noi, înaintașii noștri, cum ne iubim și Mântuitorul Iisus Hristos, atunci noi trebuie să iubim pe cei din jurul nostru ca să ridicăm din păcat. Este foarte greu, să știți. Este foarte greu. Dar trebuie să o facem. N-aș vorbi mai mult. Fratele Traian are o poezie în care vorbește despre faptul că fiecare dintre noi, fără să vrem, putem să fim modeli. Putem să fim modele la cei de lângă noi. Și printr-un model bun, putem să-i ajutăm să se ridice.
se ridice. Adică viața noastră și cele ce vorbim, cele ce spunem, cele ce facem, pot să fie pentru altcineva un îndemn către o ridicare, către Hristos. O parcurgere a drumului de la primul tablou acela când omul este căzut, până la tablou acela în care omul este îndumnezeit. Și dacă facem acest lucru, răsplata pentru un astfel de om va fi mare. Și asta este scurtă poezia. Dar poezia aceasta, ideea principală asta este că noi, dacă suntem modele pentru cei din jurul nostru, se vor înălța și ei, ne vom înălța și noi. Îi spune așa. Cu cât mai mulți te înalți în fața lor model, cu atât mai mult datorești să le fii și tu, și tu astfel. Cu suflet mai fierbinte, cu mers mai luminos, să le arzi tot mai aproape și aproape de Hristos. Pășind dumnezeiește peste apele lumești, încrederea în minune și alții s-o trezești, și în alții s-o trezești. Iertând dumnezeiește cu preț de suferinți, cu tremurați iertării, să se renască sfinți. Iubind dumnezeiește cu orice preț amar, vei deveni mulțimii un stea, un scut și un far. Chiar dacă cere aceasta tot sângele să-ți dai, ți-l dă, că în lume numai o dată în viață ai. Trăindu-ce eroic, jertindu-ce o îndrăzneț, vei fi mântuitorul a mii și mii de vieți. Iar inima mulțimii înalt și luminos te va înălța aproape și aproape de Hristos. Să facă Bunul Dumnezeu ca acest drum să-l străbatem cu toți. Slăviți să fie Domnul!